Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stânceu sunt astăzi la tribuna polisportivă. L avem în platou, l avem invitat pe domnul avocat Vlad Bura. Este antrenorul echipei Universității de Vest, care pe de o parte a promovat în, la finalul sezonului care s-a încheiat recent, a promovat în Liga 4, a -a, iar pe de altă parte a câștigat Campionatul Național Universitar al României, organizat chiar aici, la Timișoara, de Universitatea Politehnică, împreună cu Ministerul Educației Naționale, prin Federația Sportului Școlar și Universitar și Federația Română de Fotbal. Iar grație acestui titlu Național Universitar, Universitatea de Vest, Timișoara, va reprezenta România la Europenele Universitare de la Madrid. Bine ați venit, domnule Vlad! Bine v-am găsit! Vă salută dumneavoastră și te respectăm! În emisiune, formați alături de domnul Gabi Băzoi, un cuplu um, foarte reușit pe banca acestei echipe frumoase, care, iată, după 2 ani a cucerit din nou titlul național și reprezintă România pe plan european. Să sperăm că în acest an rezultatele vor fi mult mai bune decât acum 2 ani. Și, de ce nu, ne vom întoarce, spun la plural, ne vom întoarce pentru că am onoarea să fiu conducătorul delegației României la aceste europene. Ne vom întoarce poate cu o medalie, nu? Da, în primul rând vreau să, vreau să vă mulțumesc pentru invitație, să vă spun că același doleanț o am și eu, respectiv să ne întoarcem cu o clasare foarte bună de acolo. Ca și principiu, îmi doresc mereu să câștig fiecare meci ca și antrenor. Pot spune că am mai. am o astfel de experiență, dar nu ca și antrenor, ci ca și jucător. În calitate de avocat, am reprezentat țara undeva la 8-9 turnee finale europene și mondiale. Lucruri care cred că îmi conferă expertiza necesară de a conduce această echipă, alături de, cum ați spus dumneavoastră, domnul Bizoi, alături de Alexandru Albert, colaboratorul meu, Mihai Goldan. Și alți băieți de reală calitate. Da, spuneați de turnele uh, avocaților, le știu, le mai urmăresc eu prin uh, presă când se mai scrie. Ați uh, avut vreun rezultat mai notabil acolo? Da, suntem de două ori campioni europeni. Uh, suntem uh, medaliați cu bronz la un campionat mondial. Cred că avem o echipă titat, titrată la nivel uh, european. La, acest, la această formă de competiție a avocaților. Ce post jucați în echipă? Am jucat fundaș central. Acesta este postul pe care l-ați avut și în uh, cariera de jucător. Știu că ați avut o carieră la echipe gen Gjarmatavi, uh, Giroda, Giroda, știu... da, Ghiro, da. da. da echipe... până la Liga 4, da, da, exact, da? am Tot fost am... central. Uh, Junioratul am început ca și vârf, dar pe timp ce au trecut ani m-am retras tot mai mult. Junioratul în, unde? La CSS și la Politehnica, deci la cele două cluburi, la domnul Mafa și la domnul Cotec. Am da. fost generat, am avut, am avut parte de antrenori buni, am jucat da. în doi, echipe bune. doi foști jucători poliști care m și Cotec, pe care i-am cunoscut și care din păcate s-au stins din viață, doi, jucă, doi antrenori prin mâinile cărora au trecut mulți copii talentației din Oameni sufletiști, oameni care au încercat să ne ajute să învățăm abc fotbalului și Dumnezeu să o odihnească în pace. Au fost, au fost niște oameni deosebiți, și așa o să ne aducem aminte de ei. Ați avut o carieră mult mai frumoasă de antrenor, cariera aflată acum în plină desfășurare. Ați promovat cu Ghiroda în Liga 3, în urmă cu 2 ani, după da, un cu Inter Petrila. Da, este adevărat. La momentul respectiv am avut la Ghiroda un grup extraordinar, fotbaliști de foarte mare calitate, oameni de foarte mare calitate am creat un melanj bun între știu, Leon Aydin, și Idin, tine, Idine, Potraș cu Dochița Florin, Brian Filimon, eu știu, Dubău Alexandru, Budur, Budur, Barani. Da, o echipă Centea, foarte frumoasă. Eu știu, pe exemplu, pot continua, îmi pare rău da. că am început Gavriluț, îmi pare rău că am început să număr că... pentru că, că eu mit pe unii și nu am făcut treaba asta niciodată, da. pentru mine toți au fost a fost extraordinară da, O echipă care a contat la vârful liga a patra Mult timp a și ratat un baraj cu Galda din județul Alba în 2014 la penaltiuri. Un da. baraj de promovare. Dar iată că a promovat apoi cu dumneavoastră pe bancă și la ora actuală este o echipă bună de Liga A3. -a. Când v-ați înrolat la Universitatea de Vest, la această echipă deci, povestea Domnul cu universitatea... Cu un an, dacă nu Da, așa. exact, exact. Da? Eu au promovat anul trecut din municipiu în Liga 5 -a. La început am am hotărât să mă, să mă, las puțin de fotbal, având în vedere că viața mea personală nu mai îmi permitea să mă ocup de fotbal. Iar Gabi, exact cum am scris și pe Facebook, m-a păcălit să vin la Gabi Universitatea exact, să vin la Universitatea de Vest, să joc fotbal câteva etape până vin ceilalți studenți din vacanță pentru a-l ajuta să-și închege puțin echipa și așa mai departe, nici de cum să fiu antrenor aceste echipe. Asta se întâmpla în vara trecută. Exact, în vara trecută m-am prezentat, am fost foarte cu minte, am respectat toate indicațiile oamenilor care conduceau atunci. După vreo cinci etape mi-am dat seama că ori nu veneau băieții despre care vorbea Gabi, ori nu mergea treaba cum trebuie și atunci am zis, trebuie să schimbăm ceva, trebuie să facem ceva. Eram deja la o puncte în spatele celor de la, de la Comloș, care a fost o echipă, vă spun cinstit, foarte solidă, o echipă care a avut buget probabil de 4-5 ori minim, mai mare decât al nostru. O echipă cu conducători buni pentru acest nivel. A fost o luptă foarte, foarte grea, mult mai, mult mai grea decât li se pare unora din exterior. Tranșată pe final, după un meci pe stadionul CFR 2-1 sau 3 -1. 2 -1, la 1, 2-1 s-a terminat. Da, a fost un meci un match care a început în nota noastră de dominare. Din păcate nu am reușit să ne desprindem și să dăm golul al doilea, lucru care le-a dat lor curaj. Au reușit să echilibreze jocul, au înscris, au avut și la 1 la 1, au avut ocazie clară de gol, au ratat. Noi am revenit și am înscris de două ori al doilea gol fiind, fiind anulat. Cred că totuși am fost echipa mai bună pe de-a Și ați terminat sezonului. cu un singur punct în fața lor. Da, 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 dar am terminat cu un gol averaj fabulos, ceva de genul 168 la 23 sau 24 de goluri da. primite. Bine, adevărul este că ați avut pentru acest nivel o echipă fantastică, da. cu jucători care au fost chiar la Liga 2, jucători tineri, atenție, da. nu jucători spre final de carieră, printre care Patrick Niță, care a jucat și la Politehnica și mai cine. Denis Boban, Denis Boban, de asemenea, Contescu, a fost la Politehnica. Uh, Alex Vucea Ionuț. Da, Vucea și el a fost la Poli Da, am avut și brigada adusă de la Ghiroda, cu eu știu, Emma Pătraș, cu Constantin Popa, pe care l-am uitat la Ghiroda, vreau să-l <laughs> introduc și pe el pe lista de acolo. Uh, Ciobanu, Denis, uh, eu știu, uh, am avut jucători pe care i-am adus și au, au adus clar un plus în returul acesta. Am creat inclusiv în tur, am creat o, o, atmosferă bună acolo, am făcut un grup frumos și e clar că fotbalul ne-a răsplătit pentru că am crezut în ceea ce am făcut. Da, deci de la toamnă veți juca în Liga 4 și la ce echipă aveți, probabil vă veți lupta pentru promovare în Liga 3 -a, treia, dar să nu o anticipăm, mai este până Pana. atunci, până începe sezonul de Liga 4 -a. Patra. Vreau să ne îndreptăm pentru că am alunecat ușor ușor către campionatul european universitar. spun că am ajuns cu discuția aici pentru că din echipa care a câștigat titlul național universitar parcă opt erau de la clubul din județ, din campionatul da, au județean. Fost, au fost din nouă jucători, opt au fost titulari la, la finală. Din nou în aflați în lot. Exact, din nou aflați în da. lot. În momentul de față avem 10 aflați în lot uh, cu care vom face deplasarea, dar sunt convins că după ce ne vom întoarce, cel puțin 2 sau 3 jucători de la alte echipe vor vor veni, vor veni înspre noi. E clar că în momentul de față avem o imagine destul de bună în județul Timiș și am creat o echipă solidă, o echipă care joacă un joc de fotbal frumos. O echipă care are o atmosferă bună, și cred că la nivelul acesta e foarte important acest aspect, deoarece, fiind un univers, să zicem, semi-profesionist, ceea ce facem noi, contează foarte mult cum se simt jucătorii, cum sunt ei, eu știu, respectați, cum sunt tratați, cum, cum reușesc și ei să se impună și să se implice într-o într viață de vestiar. Da. Urmează plecarea la Madrid pentru europenele universitare, unde cea mai bună performanță în istoria recentă, să zic așa, de când s-a reînființat campionatul național al României în ciclu anual, ciclul normal. De altfel, grație rectorului Politehnici Timișorene, profesorul Viorel Aurel Șerban, care, fiind un mare iubitor de, de sport, a reinițiat această competiție, care practic nu mai exista, și iată că ea se dispută anual cu turneul final, în general la Timișoara, pe stadionul Știința Finala. Cea mai bună performanță, spuneam, au reușit tot băieții de la Târgu Jiu, de la Universitatea Constantin Brâncuș, locul 5, acum 4 ani, pierzând dramatic calificarea în semifinale la penaltiuri. Ce speranțe speram? Mi mi-a comunicat spune? asta, Gabi, mi-a da? comunicat uh, aspectul ăsta, nu sunt neapărat cu statisticile. Ceea ce sper, în schimb, este să ne câștigăm toate meciurile acolo. Implicit dacă am câștigat toate meciurile, însemna să câștigăm și toate și competiția. Nu putem să gândim altfel înainte să plecăm la acest drum. Dar trebuie să luăm în calcul și faptul că nu ne-am pregătit la nivelul la care mi-aș fi dorit eu să ne pregătim unii dintre băieți sunt în vacanță. fiind în vacanță și chestii de acest gen. În principiu, dacă, dacă îți dorești să câștigi o competiție, trebuie să o tratezi 100% corect. Trebuie să faci absolut tot ce stă în putință ca să, 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 să îți atingi respectivul obiectiv. Nu, nu este, nu e chestia că sunt sceptic, dar fotbalul în principiu răsplătește pe cei care muncesc mai mult. Dacă vom fi noi aceia, Doamne ajută, m-aș bucura, o să vedem ce se întâmplă. Deci nu vreau să promit niciun loc, nu vreau nu, să nu promit nimic. Nu trebuie nimic, este, foarte... nimic, însă este eu, clar eu, că... Dorința mea este de a câștiga competiția, e clar, nu pot da să ce... 100%. Înainte de a reprezenta Universitatea de Vest, acolo vor reprezenta România. România vor avea pe uh, echipament, pe traininguri, de prezentare pe tot însemnele României și e foarte important lucrul acesta. Acolo nu uh, mergem în vacanță? Mergem, 100, uh, 100%, 100%, nu se pune problema. Să ne luptăm cu cei mai buni studenți fotbaliști din, din Europa. Eu le-am spus și băieților, pentru, pentru noi a început de duminica asta competiția. E clar că din acest moment fiecare trebuie să-și respecte programul extrasportiv, alimentație, odihnă și așa mai departe, în așa fel încât să încercăm să ajungem la Madrid uh, 100%. Fizic și psihic, în, a, în așa fel încât să rezistăm la șapte meciuri în 8 zile, la 35 de grade, pe așa un, aia, teren se sintetic. Caniculă da, foarte un teren mare, sintetic. Uitat. E foarte important da. să, să fii, să, să ai prospețime și să fii odihnit, să ajungi conectat la ce se întâmplă, pentru că altfel, fiind în știți, sunt patru grupe, a cinci echipe, și doar prima se califică în semifinală. Șansa să ai un eșec din patru la 35 de grade, dacă nu ești odihnit, dacă nu ești 100% concentrat, e foarte mare. Și atunci, practic, ai pierdut absolut tot ceea ce ai, ai realizat până acum. E clar că mergem, ne-am spus, mergem să câștigăm grupa, mergem să mergem, să, să încercăm să obținem un, un loc cât mai sus. Da. În legătură cu terenul sintetic pe care se va desfășura, vedeți că atunci când am organizat în luna mai, la Timișoara, turneul final pe țară, universitar, mi am făcut probleme că, nu mai știu, un met sau două au fost pe terenul sintetic de la baza 2 a Politehnicii, în ideea în care știm cu toții că terenul sintetic nu este atât de potrivit pentru musculatura fotbalistului, pentru provoacă, articulații, ligamente, articulații, așa mai ligamente, exact. este foarte bun acest teren sigur în lunile de iarnă, când te ajută foarte mult. Și Uitați că la Madrid se joacă. Da, să știți că, în calitate de avocat, am fost la turnee în Spania, jucate pe sintetic sau pe sintetic hibrid. Da. Sunt care, terenuri care clar nu se compară cu ce avem noi aici, în Timișoara. Din păcate, la capitolul infrastructură, suntem dezastru, deci stăm foarte, foarte rău. n a venit nici măcar un teren sintetic în ordine, adică un teren sintetic care să poți să spui da, nu te accidentezi dacă mergi pe el, nu dacă alergi pe el. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că suferim enorm ca și țară, ca și pe, la capitolul infrastructură. Și dacă nu ne vom trezi degeaba, ne uităm la uh, exemple singulare, gen uh, Under 21, omul um, toată lumea e nebunită cu Under 21, da, trebuie să facem ceva pentru ca următorii copii ai noștri să ajungă să poată să, să ridice și ei. Puțin... Da, acum că tot vorbim de sintetic, de iarbă naturală, Simona Hale a reușit să câștige la Wimbledon fără a avea un teren exact, omologat am. de iarbă, de tenis de Ați cânt, văzut că țară. a fost întrebată de, da, de către cei da, din Anglia da. cum ai reușit asta, tu ne-ai avut da. niciun teren? Este de iarbă. momentul, este timpul, pentru că timpul a fost de mult și atâta, a trecut atâta timp în care nu s-a făcut mai nimic în privința infrastructurii sportive din România. Haideți să dăm o șansă mare acestor copii ai noștri care vin din urmă, cum ați spus. Pentru că suntem un popor talentat la sport, am dovedit-o de-a lungul istoriei, am dat câteva genii sportului mondial și să avem o șansă în plus de a ne bate cu cei mari, cu cei cu adevărat foarte mari. În legătură cu acest turneu european, dați câteva nume, vă rog, din lotul care urmează să participe. C au jucat la Liga 2, de exemplu, nu? Patrick Niță, Denis Băban, da, Marco Giuricic, Cristi Podurariu, Pădurariu, Cristi de la, la uh, Gearma, da. Liga 3, -a, da, fundați central. Da, avem iară Liga 3, -a, uh, mulți uh, pe Denis Ciobanu, eu știu, uh, mi -am, mi -am, -am, lista aici cu mine. Uh, sunt mulți băieți cu experiență, eu știu, Rareș Mureșan, avem jucători tineri de calitate, exemplu ar fi uh, Oancea, uh, pe Udrea de la Dumbrăvița, ei avem pe Gemeni, Olariu, jucători care, sincer, au crescut enorm de când, uh, de, de șapte luni, ultimele șapte luni, au progresat foarte, foarte mult și pot spune că sunt foarte, foarte mulțumit cu, cu ceea ce arată ei. ei. Pe Conti îl avem pe, Alex pe Contescu, da. fiul lui uh, Cristi Contescu, fostul uh, da. Jucător purist. Pe Grunță, Mădălin, din nou, un jucător la ripensia, foarte bun. A da, fost care... și el, da? Da. Pe da. Ghinghiș. Da. Uh, Denis Golda nu vine, așa -i? Denis Golda nu. Nu vine nici Matiș. El a, Matic, nici el a jucat nu în vine. turneul universitar. A jucat în finală, undeva da. la da, o parte bună din a doua repriză. Și Matiș a jucat în primele două meciuri. Au fost băieți care au fost alături de noi. Le-am mulțumit pe și le mulțumesc și pe această cale că ne-au ajutat în atingerea acestui obiectiv. Din păcate, uh, niciunul dintre ei nu, nu vine cu noi. A fost. Da. A fost De la Politehnică ar fi putut veni cine? Uh, Ignea? Ignea? Uh, da, Ignea, cu cumva? Este student la vest? Nu știu să vă spun, n-am -am datele astea. Uh, nu, Cherecheș. Cherecheș, da. 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 Ignea și Cherecheș, cu ei s-a încercat un dialog. Din păcate, bine, e și de înțeles, i-am spus da, și profesorului Bizoi, da. din punctul meu de vedere, echipe precum Ripensia sau, sau ASU, echipe angânate Campionatul la Liga 2, nu, nu e posibil. Iar întoarcerea de a... delegației de la Madrid va fi prin 29 iulie, adică... În schimb, vă spun ceva, jucătorii de Liga 3-a de Liga și Liga 4 -a, cred că este un avantaj că participă la, la acest turneu, pentru că sunt convins că o să, avem, o să avem acolo jocuri de rid foarte bun. La fel cum sunt convins că băieții ăștia o să aibă o viață extra sportivă corect acolo, pentru că ne vom ocupa de treaba Practic, asta, cu siguranță. În vor acolo. fi în cantonament cu siguranță. Da. Uh, nu le-am explicat de prima dată. Am întrebat, vreți să vin cu voi. Da, dacă vreți să vin cu voi, nu mergem în excursie. Clar, nu mergem în excursie, mergem să câștigăm meciurile, mergem, să, să, să trăiți un sentiment pe care, cu siguranță niciunul dintre voi nu l-ați trăit. În momentul în care îți cântă imnul, în momentul în care îți reprezinți starea, sunt lucruri fantastice pentru care merită să joci fotbal și merită să dai totul. Așa este. Să ne gândim că acolo puteți da peste echipe cum s-a întâmplat în anii trecuți, când cei de la Târgu Jiu au jucat cu Universitatea din Krasnodar din Rusia, iar cei de acolo aveau jucători de la Cuban Krasnodar, de Liga I din Rusia, jucători foarte, foarte buni depinde și de norocul tragerilor la sorți. Eu știu, de cine voi e mai teamă? Așa v-ați probabil pe lista celor 20 de participanți. Sincer, n-am, n-am pus suflet și în general fac treaba asta. Mi-e teamă numai de noi tot timpul, mă, mă gândesc doar la noi pentru că dacă noi facem jocul care, care știm să-l facem, atât în partea superioară a terenului să fim agresivi, cât și în momentul când avem mingea să jucăm sigur, să nu, să nu ne precipităm în zona centrală, sunt convins că Vom incomoda sau vom fi o echipă greu de bătut, greu de învins. Ce pot să vă spun? Aveți marele avantaj al omogenității. Să știți că e foarte importantă treaba aceasta, și în plus față de asta, faptul că ne-am antrenat astea șapte luni, nu doar și ca și, și ca și joc, avem o idee. Băieții ăștia care au venit lângă noi, am reușit. Să integrăm în programul nostru. Am reușit inclusiv să facem două antrenamente tactice, să facem niște faze fixe, să facem auturi laterale. Adică să avem o idee de joc comună, o idee de joc care să ne, să ne ajute bineînțeles în timpul în meciurilor, timpul unde o fază fixă poate să dezechilibreze un joc. Da, sunteți un uh, antrenor atipic, să zic așa. Este mai rar ca un avocat. Dumneavoastră, în primul rând, sunteți dedicat uh, meseriei de avocat, nu? Nu, nu mai profesez uh, avocatura nu, nu mai profesez, de... -am știut. Da, nu mai profesez avocatura de, de minim patru ani. Da, da M-am reprofilat. ați reprofilat către și, da, antrenorat. Și partea asta, da, da, partea asta e, să zicem, o latură importantă a vieții mele, latura de antrenorat. Da. Dacă dumneavoastră acum în ultimele minute ale emisiunii mai doriți să adăugați ceva, că mai avem ceva timp? Dacă vreți să mă întrebați ceva, vă răspund cu drag. V-am spus, ideea noastră este de, de a merge acolo și a face, a face un, lucru, un lucru frumos, un lucru cu care băieții să rămână toată viața lor în minte și în suflet și asta nu poate însemna decât să câștigi. Orice alt loc, din punctul meu de vedere, nu, nu cred că ar aduce o asemenea satisfacție. Am văzut, inclusiv la faza națională, care a fost reacția lor. A fost o explozie, a fost în, obținută în urma unui meci de infarct. Așa este, nu aș mai la, dori penalturi, să la penalturi, da. cu Alba Iulia, o echipă foarte, foarte bună, o echipă care l-a avut pe Nicu Carnat, da. de la șef și OSK Sfântul Gheorghe, echipă din off ul Ligii da un jucător excelent, um, un jucător care simți jocul fantastic, s-a lăsat de aceea în aceea și fost desemnat cel mai bun jucător al turneului unic. Corect, a fost, a fost corect desemnat. Este da. un jucător foarte bun. Deci ați învins o echipă foarte, foarte bună, Alba Iulia. Da, și și ei, să știți că erau omogeni în sensul că aveau toată linia de fund de la Hunedoara, în mijlocul îl aveau de la Deva, aveau atacant iară de la Alba Iulia, adică da. erau pe zone, erau da. cât de cât așezați. O echipă bine organizată, arțăgoasă, care și-a vândut foarte scump pielea. Din fericire pentru noi am reușit să revenim atunci, și de aici am plecat, am simțit bucuria aia nebună a victoriei. Bucurie care sper să ne alimenteze, și aici, a meci de meci, și să, să o ducem, de ce nu. Cât Dar mai eu mizez tare mult că, văzând calitatea unor meciuri de la Turneul Național Universitar din luna mai, și mai ales a finalei, Universitatea de Vest, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, mi se stare mult că nivelul nostru al studenților români fotbaliști este unul ridicat în comparație cu cel european și vom face o performanță foarte bună, acolo vom reprezenta România cu, cu multă cinste. Pentru că ați pomenit de echipa din Alba Iulia, să mai spun că antrenorul ei, domnul Ursu, a fost antrenorul la junior al lui Nicușor Stanciu, printre alții, actualul jucător de echipă națională. A abordat foarte bine, să știți, acel mes, s-a văzut că sunt bine conduși, ei ne-au văzut pe noi înainte și au făcut exact ceea ce făceam noi de obicei, au cedat, au cedat posesia, s-au retras mult în jumătatea lor și au jucat contraatac pe acei jucător, pe Carnat, un, un jucător care, unul la unul, e foarte greu să-l să marchezi. Da. Deci și-au jucat foarte bine cartea. În a doua repriză, în schimb, am reușit și noi să schimbăm puțin sistemul, să jucăm cu trei fundași, să aducem mult mai mulți oameni aproape de poarta lor și așa am și reușit să înscriem, să pentru că nu mai aveam ce pierde la 1-0. Era clar că dacă nu scriam, nu mai aveam ce. Ce licență rost. de antrenor aveți? Am doar licența ce. Bravo, Fac carne de antrenor acum. Ideea e că vă spun... Doriți asta. să vă dedicați da, acest am propun treaba asta, dar vă spun un singur lucru. E foarte important să ai școală. În general, fiind avocat, cunosc chestia asta. Am terminat o facultate grea, dar cred că în calitate de antrenor e foarte important să simți fotbalul, să simți jucătorul. De exemplu, Jurgen Klopp a, a antrenat în Liga 2 din Germania, neavând nicio licență. Da. Și acum săracul a ajuns, ați văzut, a câștigat și el Champions League, a fost... Da. De asta vă zic, e, cred că mult mai important sunt alte lucruri. Da, e clar că trebuie să-ți faci școala, nu poți să, nu poți să mergi altfel, dar poți să ai orice pregătire, dacă nu simți șocul, noi, nu te ajută cu nimic. Noi vă dorim să ajungeți un antrenor Doamne, vă mulțumesc mare al României. Să Văd că sunteți foarte pasionat, aveți deja rezultate deja două promovări, nu? Ghiroda în Liga 3 și Universitatea de Vest da. în Liga a 4. Și un, uh, un lucru foarte bun în CV pentru dumneavoastră a reprezentat titlul European Universitar Madrid 2019 <laughs> pentru România. Da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Sper că și de lungul timpului această emisiune dorind să aibă o viață lungă, tribuna polisportivă, sper să mai reveniți aici în, în platou. Repet, Universitatea de Vest, o mare rivală a Universității Politehnica. Suntem vecini și prieteni, dar în plan sportiv suntem rivali, deși să știți că noi recunoaștem. Va fi foarte greu ca Politehnica, mă refer la studenții politehniști, să învingă echipa Universității de Vest, dintr-un motiv foarte simplu. La Vest este Facultatea de Educație Fizică și Sport, unde se duc toți fotbaliștii. Fotbaliștii nu se fac ingineri, se fac profesori de sport. Am de o aceea... să țineți cu noi, mă iertați că vă întreb, o să țineți cu noi chiar dacă există rivalitatea asta. Doamne ferește, dar <laughs> <laughs> reprezentăm România acolo oare, și înainte oare. de toate ne cunoaștem de atâția ani... Bine, noi românii ne pricepem la chestiile astea. Nu, nu, nu. Da, noi, nu, nu se pune problema Noi clar. românii trebuie să vedem ce calități avem ca să mergem mai departe, să nu ne să mai cramponăm toate. de defecte. Iată că ne-a arătat Correct. Simona Halep cum se poate ca dintr-o țară care nu are absolut nicio tangență cu infrastructura la tenis de câmp, pentru că suntem praf la tenis de câmp, nu mai avem nici măcar un turneu de doamne ajută în România, l-am pierdut în favoarea Budapestei, ne neavând niciun teren omologat de iarbă să devii campioane la Wimbledon. Este momentul să fim ajutați mai mult de sistem, de infrastructură și lucrurile în țara asta se vor îndrepta tot Total mai de mult. Acord. Domnule Bura, mulțumesc tare și mult! Eu vă mulțumesc! Sper să ne întoarcem încărcați de glorie de la Madrid. <laughs> Doamne ajută să fie. Stimați spectatori, telespectatori, deocamdată online, în curând, în curând, nu mai e mult. Mult a fost, puțin a rămas, până ne vom vedea și pe sticlă. Să auzim numai de bine.